Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, este o vorbă spusă de un Sfânt Părinte în Patericul Egiptean, care sună așa: dacă vrei să înțelegi, dă-te jos din cap. Așadar, Evanghelia de astăzi ne spune despre Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a dus de dimineață la lacul Genizaretului sau Marea Tiberiade, când a auzit, este același loc. Și acolo erau două corăbii. Știm că aceste corăbii erau ale lui Petru și Andrei și ale lui Ioan și Iacob, fiul lui Zebedeu. Și iată, ei se îndelemniceau cu pescuitul, toată noaptea pescuiau, și apoi dimineața vedeau ce pescuiau și așa se hrăneau ei și cei dragi lor. Așadar, încercați în momentul acesta, când și eu predic aici, să nu mai cumpărați nici de la Pangan, să nu mai vindeți, ca să pot și eu să duc cuvântul, că dacă au discuții acolo, cum mai pot predica? Mai te închideți Pangan acolo, când predic și eu. Așadar, erau pescari în Ținutul Gergesenilor sau Lacul Genizaretului sau Marea Tiberiadei, este același loc. Și în zor se duce Mântuitorul la ei și se urcă în corabia lui Petru și îl roagă să îndepărteze puțin corabia de la uscat și atunci începe să le vorbească despre Noul Testament și despre cum trebuie fiecare să dobândească Împărăția Cerurilor. Așadar, după ce termină cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, îi spune lui Petru să îndepărteze corabia și să lase mreaja ca să pescuiască. Și atunci Petru îi se adresează cu cuvântul Învățătorule, deoarece până atunci ei, Mântuitorul Iisus Hristos, i-a învățat. Și de aceea îi spune: Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nu am prins nimic. Și Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă mai la adânc. Lasă mreaja mai la adânc. De aceea am spus: dacă vrei să înțelegi, dă-te jos din cap. Dându-te jos din cap, treci din partea rațională la partea duhovnicească. Iar Sfinții Părinți ne învață despre rugăciunea inimii, că are cel puțin trei trepte. Prima este cu buzele, adică o rostești puțin în surdină, ca și cum zici în șoaptă, Doamne Iisuse. Asta este pentru începători. Prima treaptă și cu ajutorul Dumnezeu, când am fost în Sfântul Munte Athos, la Mănăstirea Vatopet, îi auzi pe toți călugări aproape că spun, făcând ascultare, mergând prin incinta mănăstirii,
Bucuria cea desăvârșită este a inimii. Deci, de aceea spunea acel părinte în Patericul Egiptean, să te dai jos din cap și să cobori în inimă, ca să înțelegi taina mântuirii și rostul omului pe pământ. Așa și astăzi, în Evanghelie, îi spune mai la adânc. Și iată că apare și ascultarea și rodul ascultării. Pentru că Petru spune, toată noaptea ne-am gândit, dar la cuvântul tău voi lăsa mreaja mai la adânc. Și iată acum că nu a ascultat numai Petru. Și înțelegem că a ascultat și creația lui Dumnezeu, pește. Pentru că spune, toată noaptea ne-a trudit și erau în același loc și nu am prins nimic, înseamnă că nu erau în locul acela pește. Dar la cuvântul tău vom pune mreaja. Și peștii au ascultat și ei de Dumnezeu și s-au lăsat în mreajă. Și iată că au scos atât de mulți încât corabia avea șanse să se scufunde. Și atunci a trimis, a făcut semn celorlalți tovarăși, lui Ioan și lui Iacu, să vină să ajute. Și iată că Petru, văzând că s-a întâmplat o minune, se zmerește și spune, du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Așadar, Mântuitorul îi spune, nu te teme. Parafrazăm noi așa, ca să înțelegem Evanghelia. Nu te teme, Petrule, că de acum nu vei mai fi pescar de pește, ci vei fi pescar de oameni. Și iată că, pe de o parte, a fost pescuirea minunată, că așa se numește Duminica de astăzi, că au prins mulți pești, iar pe de altă parte, pescuirea minunată, că Mântuitorul Iisus Hristos începe să-și aleagă apostolii. Și știm că primii care au fost aleși, această pereche de apostoli au fost Petru și Andrei, Iacob și Ioan. Și ei apoi au lăsat curăbile și îndelemnicerea lor și l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos și au murit în numele lui Iisus Hristos. Petru a murit la Roma, pus pe cruce cu capul în jos, pentru că a zis, nu se cuvine ca eu să mor asemenea Mântuitorului meu. Și atunci a fost pus invers și el privea cerul și știa unde are să ducă în cer, ca să se întâlnească cu Domnul, pentru că Domnul făgăduise, mă duc ca să vă gătesc loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și iubiți credincioși, fiecare Evanghelie pe care o auzim, fiecare rugăciune la casele dumneavoastră, fiecare semn al Sfintei Cruci, fiecare zi de post și fiecare zi când ne ducem crucea, trebuie să le ducem cu cuvintele acestea în inima noastră. Ca a zis Domnul și nouă prin apostoli, mă voi duce ca să vă gătesc loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și atunci tot zăduful necazurilor, tot amarul crucii, toată supărarea de zi cu zi, să o ducem cu nădejde că într-o zi vom părăsi acest pământ și ne vom duce la Domnul. Și ați văzut câți dintre dumneavoastră nu v-ați condus rudenile apropiate, prietenii buni sau consătenii sau ce știu eu, cunoștințele pe ultimul drum. Și ați văzut că moartea nu te întreabă ce vârstă ai. Și atunci trebuie de la cel mic până la cel mare să avem în inimă dorul veșniciei. Să avem dorința de a fi cu Domnul și să înțelegem
ne învață să facem performanță duhovnicească, să nu ne mulțumim cu starea duhovnicească pe care o avem. Că Sfântul Vasile cel Mare vorbește la un moment dat despre starea duhovnicească și spune așa, omul, și nu numai Sfântul Vasile cel Mare, am găsit la mai mulți Sfinți Părinți ideea aceasta, spunând așa, omul, ființă rațională fiind, nu poate să stea. El ori înaintează, ori dă înapoi. De aceea, să nu vă înșelați, fiind mulțumiți cu starea dumneavoastră duhovnicească, că deja, când ești mulțumit cu starea duhovnicească, este un regres. Și întotdeauna trebuie să-ți dorești mai mult, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, pe muntele fericirilor, la Evanghelia de la Matei, capitolele 5, 6 și 7, schimbă legea cea veche în legea cea nouă. Atunci se face legământul cu legea cea nouă. Și spune acolo, ați auzit că s-a zis și amintește despre Pentateucul lui Moise, legea veche. Și până mă ridică ștacheta și spune, dar eu vă spun și provoacă spre sfințenie. Și atunci îndemnul este sfințenia așa, fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din cerul sfânt este. Îndemnul la a fi bun, din nou fiți bun precum Tatăl vostru cel din cerul bun este. Și tot El ne-a învățat acolo pe muntele fericirilor să spunem și rugăciunea Tatăl nostru și ne condiționează iertarea și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică și în a ierta trebuie să fii la fel ca Dumnezeu. Și vedeți? De aceea noi trebuie tot timpul să ne dorim mai mult din punct de vedere duhovnicesc, dar într-așa fel încât să fim echilibrați. Pentru că echilibru duce viața duhovnicească mai departe. Dezechilibru sau extremele știm destul de bine că extremele cauzează. Deoarece este greu să fii în adâncul prăpastiei, dar totodată este greu să fii și în vârful piscului. Te ia teroarea și într-un loc și celălalt. De aceea trebuie echilibru. Echilibru, Sfinții Părinți numesc aceasta calea de mijloc, calea de aur. Și să nu uitați niciodată, copiii mei, că noi suntem din cer veniți. Și că aici pe pământ suntem doar a dea niște probe. Noi suntem în niște probe. Să vedem dacă ne calificăm pentru proba finală care este judecată. Și dacă o trecem și pe aceea, să nu uitați niciodată că sunteți într-un antrenament. Și dacă nu te rogi, dacă nu postești, dacă nu citești din Sfânta Scriptură și din viețile Sfinților, când va veni vremea competiției, ești neîncălzit și te accidentezi. De aceea trebuie tot timpul să lucrăm, să lucrăm, să lucrăm, că atunci când va veni judecata, noi nu știm când vine, că vine și la tineri, vine și la cei în vârstă, și la toți, trebuie să te găsească, să te găsească cu inima caldă. Cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-mă. Cu vorbe mici, dar din inimă ne mântuim. Să nu uităm niciodată a chema pe Maica Domnului în rugăciune noastre. Să ne facem prieteni din Sfinți, mai ales în ziua de azi, când cărările de la o inimă la alta s-au astupat cu spini și nu mai reușești să treci de la o inimă la cealaltă, nici nu mai cunoști cărarea, pentru că e astupată cu spini. Iar Sfinții Părinți ne-au spus și aceasta, că atunci se apropie judecata, când nu va mai fi cărare de la un vecin la celălalt. Și nu prea mai sunt cărări pe la țară, de la un vecin la celălalt, prin o gradă, prin grădină.
Și atunci să fim pregătiți ca un apostolul Pavel spune, nebun este acela care luptă fiind, crede că nu va fi rănit. Adică noi suntem într-o luptă cu lumea văzută și cu lumea nevăzută. Războiul nevăzut se numește. Și atunci trebuie să fii tot timpul pregătiți să luăm și coiful mântuirii, să luăm și pavăța. Tot apostolul Pavel ne învață. Și atunci toate armele noastre, prima armă este smerenia, apoi rugăciunea, apoi postirea și așa mai departe, și milostenia, să fii milostiv, ca Dumnezeu să fie și milostiv și milostiv cu tine. Să știți că toți Sfinții Părinți ne spun că milostenia acoperă mulțime de păcate și învinge săgeți în diavol. Și vă spun, am întâlnit cu ani în urmă o persoană posedată, că noi preoții vedem des astfel de situații. Și era însoțită cu cineva, că era destul de neputincioasă acea persoană posedată. Și eu vrând să încurajez, punând mâna pe umărul ei, am spus, lasă că mila lui Dumnezeu este mare. Și a început să se manifeste, a căzut jos la pământ și făcea asemenea unui șarpe, chiar să se ia și scotea limba și se mișca ca un șarpe pe jos. Și imediat cealaltă persoană mi-a spus, Părinte, nu mai folosiți acest cuvânt. Și m-a luat, ne-am dus mai departe și mi-a spus, cum aude demonul cuvântul de milă, atunci se manifestă și o dă și cu capul de pământ. De ce? Ați auzit în rugăciuni și în slujbele bisericii, în Sfânta Liturghie, când spunem mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor. Sau spune la slujba parastasului sau la mormântare, mila lui Dumnezeu împărăția celor și iertarea păcatelor lui de la Hristos împăratul cel fără de moarte să cere. Deci, demonul nu suportă milă. El nu vrea milă. De aceea împietrește inimile celor care nu se roagă, așa celor care se roagă și nu se roagă în adânc. Se roagă doar la minte. Trebuie să te rogi în inimă. În inimă trebuie să te rogi. Eu mai spun în cuvântările mele că la nivelul cerebelului, la nivelul creierului, este omul rațional, omul răzvrătit, omul tulburat. Iar la nivelul inimii este omul restaurat, omul recuperat, omul care se întâlnește cu Domnul. Și toți Sfinții Părinți ne învață că în inimă există doar un tron și depinde pe cine lași să-l ocupe. Dacă nu depărtești grija lumească și te domină această grijă lumească, tronul acela s-ar putea să fie acaparat de Mamona, care este demonul iubirii de bani, de arginți, cum se spune în vechime. Iar dacă tu te curățești, te smerești, muncești și te lupți, ai strictul necesar, iar dacă ai mai mult, inima ta nu rămâne împietrită și dai și celor amărâți, locul acela va fi ocupat de Hristos, împăratul nostru. Și spunea un părinte, să nu uitați că sunteți fii de împărați, sunteți fii ai lui Hristos, ai Dumnezeului nostru. Și să păstrați cumințenia ca să nu faceți de rușine pe Tatăl cel Ceresc prin păcate. Așadar, fiecare Evanghelie, fiecare rugăciune spre așa ceva ne învață să căutăm cerul mai mult. Vedeți că toți aveți necazuri și noi preoții vă știm necazurile și de multe ori oftăm că nu putem să vă ajutăm. Ne rugăm, dar Domnul le știe, noi nu le știm. De ce nu răspunde mai repede în unele situații? Dar totuși, dincolo de toate necazurile, primind noi acatistele dumneavoastră, nu prea mai vedem
și multe, fiecare pune cazul lui, dar puțin se mai gândesc la cer, la moștenirea aceasta care, pe care ne-a făgăduit-o Domnul. Cerul, cât e el de mare și frumos, vă dați seama când privești pe el și te gândești că într-o zi ai să te înalți și pe acolo cu sufletul și ai să fii cu îngeri și cu Domnul. Câtă bucurie, dar trebuie mai întâi să te biruiești aici pe lume. Dacă nu ne biruim pe noi înșine, dacă nu lăsăm răutatea, invidia, bățul ăla prin gard, pe care îl băgăm adesea și zgândărim pe unii și pe alții, dacă nu lăsăm astea, nu putem să zburăm spre cer și ne ducem în adânc, ca acolo cântările Paștelui ne spune că a coborât în cele mai adânci ale pământului și a zdrobit porțile cele de aramă. Adică înțelegem din aceasta că în adâncul pământului este iadul. În adâncul pământului este tatăl, locul de suferință, pentru că atât Apocalipsa, cât și Sfinții Părinți ne spun că în iad este și foc, este și îngheț. Și locul acela cu îngheț parte de numirea de tată. Așadar, să nu rămânem pământeni ca să ne ducem în adâncul pământului, ci să rămânem oamenii lui Dumnezeu ca să putem să ne ducem acolo de unde ființa ne-am luat și să ne gătească loc Domnul și nouă. Și asemenea lui, când s-a înălțat pe muntele Elion și vedeau apostolii împreună cu Maica Domnului, asemenea se va înălța și sufletul nostru dacă nu îl legăm de cele ale lumea acestea. Să le aveți! Că trebuie să aveți strictul necesar. Nu este păcat. Trebuie să le avem, să fim gospodari, să muncim. Să avem mai mult decât strictul necesar, dar să avem și inimă milostivă. Să coborâm din cap în inimă. Și atunci vom înțelege taina mântuirii. Asta vă urez astăzi. Să vă ajute Domnul, dar și dumneavoastră să-L ajutați pe Domnul ca să vă poată ajuta. Trebuie să colaborați cu Dumnezeu ca să coborâți mintea în inimă și veți înțelege răspunsurile la întrebările pe care le aveți. Harul Domnului, bucuria Domnului și apărarea Sfintei Cruci să fie tot timpul cu dumneavoastră, să vă mângâie, să vă îndepărteze necazurile și suferințele și să nu uitați că trebuie să ajungem în cer. Amin. Doamne ajută! Să veniți în liniște la miruire.